Ioan, capitolul 11. Era un bolnav, Lazar din Betania, din satul Mariei și al Martei, sora ei. Maria era cea care îl unsese cu mir pe Domnul și îi ștersese picioarele cu părul ei. Fratele ei, Lazar, era bolnav. De aceea surorile au trimis la el, spunând: Doamne, iată! Cel pe care îl iubești este bolnav. Când a auzit, Iisus a spus: Această boală nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, ca prin ea să fie preamărit Fiul lui Dumnezeu. Iisus îi iubea pe Marta, pe sora ei și pe Lazar. Totuși, când a auzit că Lazar este bolnav, Iisus a mai rămas 2 zile în locul unde era. Abia apoi le-a zis ucenicilor: Să mergem din nou în Iudeea. Ucenicii i-au spus: Rabi, adineauri te căutau iudeii ca să te ucidă cu pietre și te duci iar acolo? Iisus le-a răspuns: Oare nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă cineva umblă ziua, nu se împiedică, pentru că vede lumina acestei lumi. Dar dacă cineva umblă noaptea, se împiedică, fiindcă lumina nu este în el. A spus acestea și apoi le-a zis: Lazar, prietenul nostru, a adormit, dar mă duc să-l trezesc. Ucenicii i-au spus: Doamne, dacă a adormit, se va face bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei au crezut că vorbește despre somn. Atunci Iisus le-a spus limpede: Lazar a murit și mă bucur pentru voi că nu am fost acolo, ca să credeți, dar să mergem la el. Atunci Toma, cel numit geamănul, le-a zis celorlalți ucenici: Să mergem și noi să murim cu el. Venind, Iisus l-a găsit pe Lazar pus deja de 4 zile în mormânt. Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii. Mulți dintre iudei veniseră la Marta și la Maria ca să le aducă mângâiere pentru fratele lor. Când Marta a auzit că vine Iisus, i-a ieșit în întâmpinare, iar Maria stătea în casă. Atunci Marta i-a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit. Dar și acum știu că orice ai cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da. Iisus i-a spus: Fratele tău va învia. Marta i-a zis: Știu că va învia la înviere, în ziua din urmă. Iisus i-a spus: Eu sunt învierea și viața. Cel care crede în mine, chiar dacă moare, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri în veci. Crezi aceasta? I-a spus: Da, Doamne, cred că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu care a venit în lume. După ce a zis aceasta, s-a dus să o cheme pe Maria, sora ei, spunându-i în taină: Învățătorul este aici și te cheamă. Ea, auzind, s-a sculat în grabă și s-a dus la el. Iisus nu intrase în sat, ci se afla tot în locul unde îi ieșise Marta în întâmpinare. Iar iudeii care erau cu Maria în casă și o alinau, văzând că s-a sculat în grabă și a ieșit, au mers după ea, crezând că a plecat la mormânt ca să plângă acolo. Când Maria a ajuns acolo unde era Iisus, văzându-l, a căzut la picioarele lui și i-a spus: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit. Atunci Iisus, văzând-o plângând și pe iudeii care veniseră cu ea plângând și ei, a suspinat cu duhul, s-a tulburat și a zis:
unde l-ați spus? Ei i-au zis: Doamne, vino și vezi. Și Iisus a plâns. Așadar iudeii spuneau: iată cât de mult îl iubea. Iar unii dintre ei au zis: oare acesta care a deschis ochii orbului nu putea să facă ceva să nu moară Lazar? Atunci, suspinând iar în sine, Iisus a mers la mormânt, care era o peșteră, și la intrare era pusă o piatră. Iisus a spus: ridicați piatra. Dar Marta, sora celui care murise, i-a spus: Doamne, miroase deja, căci este de 4 zile. Iisus i-a zis: nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au luat deci piatra, iar Iisus și-a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Eu știam că întotdeauna mă asculți, dar pentru mulțimea care stă împrejur am vorbit, ca ei să creadă că tu m-ai trimis. După ce a spus acestea, a strigat tare: Lazare, vino afară! Mortul a ieșit cu picioarele și mâinile legate cu fâșii de pânză și fața înfășurată într-un giulgiu. Iisus le-a zis: dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Mulți dintre iudeii care veniseră la Maria și văzuseră ce a făcut au crezut în el. Iar unii dintre ei s-au dus la farisei și le-au spus ce a făcut Iisus. Atunci, marii preoți și fariseii au adunat sinedriul și ziceau: ce ne facem? Omul acesta face multe semne. Dacă îl lăsăm, vor crede toți în el și vor veni romanii și ne vor nimici și locul și poporul. Unul dintre ei, Caiafa, care era mare preot în acel an, le-a zis: voi nu știți nimic, nici nu vă gândiți că vă e de folos să piară un singur om pentru popor și să nu piară tot poporul. Dar acest lucru nu l-a spus de la sine însuși, ci, fiind mare preot în acel an, a profețit că Iisus avea să moară pentru popor și nu numai pentru popor, ci și ca să-i adune la olaltă pe copiii risipiți ai lui Dumnezeu. Așadar, din ziua aceea s-au hotărât să-l ucidă. De aceea Iisus nu mai umbla pe față printre iudei, ci a plecat de acolo în ținutul de lângă pustiu, într-o cetate numită Efraim, și stătea acolo cu ucenicii lui. Și se apropia Paștele iudeilor, și mulți din țară au urcat la Ierusalim înainte de Paște ca să se curățească. Îl căutau pe Iisus și vorbeau între ei stând în templu: ce credeți, oare nu va veni la sărbătoare? Iar marii preoți și farisei dăduseră porunci ca, dacă știe cineva unde este, să le dea de știre, ca să îl prindă.